Urmează Ioana. Ioana care, din păcate, n-a avut o săptămână bună deloc. Zero stele adunate pe parcursul întregii săptămâni. Dar eu sper din suflet că pentru această ediție s-a focusat, și-a revenit, și-a pus zâmbetul pe buze și va reuși să facă performanță. Ioana în Candyland. Draga mea, Ioana! Bună seara, Ilinca! Și avem noi un colier din bomboane! Da, la care am muncit tare mult. Aha, bun! Mă bucur să te revăd astăzi, îți stă superb în roz. Mulțumesc! Că să vedem ce spun fetele despre ținută. Ioana, ai spus că astăzi nominalizate veți fi tu și Andreea. Și Andreea. Tu pentru că ai avut ținute slabe în săptămâna asta, iar Andreea? Am zis că pentru că merită și... Și adică? A avut ținute, adică la punctaj stă mai bine decât mine, evident, oricine stă mai bine decât mine, dar e acolo și ea. Eu oricum stau atât de prost cu steluțele săptămâna asta, încât teoretic automat intru la eliminare. Dacă ar fi să iau așa pe punctaj și pe ținute, ar trebui să o nominalizez pe Andreea, cred, nu? Andreea, noi am fost cele mai slabe săptămâna trecută, asta. Mai e Georgiana. Deasupra ta. Între noi două e ea? Da. Nu. Doar că, na, cu Georgiana am zis deja că rezonez mai bine și atunci... Și atunci ai nominalizat pe prietenii. Da, eu nu mă oferesc să mă nominalizez și din suflet. Adică e un mix în momentul în care nominalizez. Dacă mergi pe strategie, trebuie să elimini pe cel mai puternic. Teoretic. Practic, cum a zis adineauri, la mine e un mix între ce simt și ce gândesc. Nu am să apreciez niciodată falsitatea și atunci Georgiana mi se pare mult mai autentică și pe ea aș proteja-o, să zicem, în felul ăsta. Ajuta-o pe Andreea. Am spus că pe Andreea, deși stilistic este, conform punctajului, puțin peste Georgiana, mai iau în calcul și felul de a fi al omului. Adică? Adică Andreea este falsă și nu voi putea premia niciodată sau susține falsitatea. Georgiana este o fată de caracter și asta apreciez la ea și atunci consider că merită să continue în competiție. Dar de ce spui că e falsă, Andreea? Cum? Cum au fost toate discuțiile? Intrăm iar în vortexul Andreea. Toate discuțiile de până acum, cu felul în care se victimizează și mai devreme mi s-a părut că se victimiza în momentul în care a început Alexandra să vorbească cu ea. Ok, o să vedem ce o să se întâmple și în ediția de astăzi. Ținuta Ioanei, cum arată, îmi spune Rebecca. Mie nu-mi place deloc rochița. Mi se pare destul de... învechită și material de... Nu-mi place, pur și simplu nu-mi place. Poftim? Mai tare puțin, mai Rebecca. Tare? Da, scuză-mă, am urechile înfundate și am senzația că vorbesc foarte tare. Poți nu, să vorbesc vorbești mai foarte tare. Încet. Am zis că mi se pare urâtă rochia, nu-mi place nici materialul. Trena mi-aduce aminte de perdelele alea foarte mie urâte. Mie îmi place foarte mult, mă simt foarte bine în ea. Chiar acum nu-mi place e trena. Și o chestiune de gust. Îmi pare rău, nu e pe gustul meu. Îmi pare rău că ai luat decizia asta să give up și o simt așa puțin și în ținuta ta. Cercei am mai văzut. Poți să apreciezi totuși efortul de muncă al colierului, poți să apreciezi și faptul că te-ai gândit să spui un element de glam pe buze, dar nu mi se pare că se potrivesc, nu mi se pare că merg. Nici cu pantofii. Pantofii sunt cei de la... Da. Literal. Eu cumva în prezența mea în Bravo
Unul din lucrurile pe care am vrut să le arăt e și reintegrarea unor piese în alte ținute. Da. Piese pe care le-ai mai purtat. Da, adică. da. Și aici te referi la pantofi. Da. Ai mai purtat pantofi și ai vrut să-i reintegrezi și într-o altă ținută. Exact. În schimb, părul mi se pare că te face foarte păpușică față de cum ești tu de obicei. Te face mai childish puțin și îmi place chestia asta. Dar în rest nu-mi place, din păcate. Hai să vedem din punctul de vedere al juraților cum arată ținuta, Ioana, în fața lor, te rog. Bună seara, Ioana! Bună seara, Alex! Într-un fel sau altul, fără să fii conștientă, m-ai dus cu gândul la unul dintre filmele mele favorite, Vrăjitorul din Oz. De fapt, două concurente din platou m-au dus cu gândul la acest film. Una ești tu, Glinda, The Good Witch, și alta este Iris, cu fața verde, pe care cu toții am văzut-o până în momentul acesta. Ea a dispărut din platou, dar știi, se potrivește scenei tale, pentru că atunci când apărea Glinda, cealaltă, Elfaba, dispărea. Cădea o casă pe ea, se mai întâmpla ceva. Fața e de Glinda, sweetness-ul e de Glinda, dar e o Glinda săraca trecută printr-un două uragane pe sărăcie săraca de ea, vai. Bomboanele alea de la gât îmi aduc aminte de copilăria mea și de bomboanele de brad. Le-am urât intrinsec, era ceva rău. Iar părinții mei uneori păstrau bomboanele astea de la un an la altul, pentru că nu ne lăsau să le mâncăm. Și asta era scuza ideală. Așa, ne spuneau că bomboanele sunt vechi și să nu le mâncăm, le folosim doar pentru decor. Pentru că altfel nu mai eram aici sau nu încăpeam în studioul ăsta. Eu n-am încăput mult. Nu știu ce să-ți spun. E răuț ce se întâmplă. Cei la mâini. De ce n-ai pus niște brățări cinstite? De ce a trebuit să lipești niște cristale acolo? Și mai s-au mai și dezlipit. Am vrut să le dau jos acum în state. Da, adică intenția de la care ai pornit este foarte bună. Mie îmi place la nebunie make-up. La nebunie. Căpăul este splendid. Ești foarte frumos. Mulțumesc. Ăla din spate, pe care ai pus și niște... Le-am pus, râme. M-am mai și chinuit o grămadă ieri să le lipesc. Râmele alea din pietre, din cristale? Da. De ce? N-aveau nici rost în viață. De glam. N-aveau nici rost în viață, n-aveau nici la mână rost în viață. Colierul ăla din bomboanele de la brandul ăla care știu care... Bate pasul pe loc. Și nu numai că bate pasul pe loc. Dar propune și niște chestii foarte urâte, vestimentar, foarte urâte, adică... Mai degrabă m-a dus într-o zonă de vechi, de ponosit și de jumulit. Cu asta cred că am spus tot. Primul unghi de analiză cu care ne confruntăm este acela al cromaticii. Eu găsesc bună oară că tenul matale, pielea, este prea bronzată și cred că am mai spus chestia asta, pentru genul ăsta de roz. Există un tip de culori, în special de vară, pe materiale de vară, la asta mă refer, da, care în momentul în care suntem foarte bronzate, nu înseamnă că nu le putem purta, dar depinde foarte tare de piesa pe care o alegem, vestimentară, și accesorizare și păr. E, tu ai făcut în așa fel încât iese foarte tare tenul în evidență pentru nuanța asta de roz. Adică, din punctul meu de vedere, e o disarmonie cromatică. Acum, asta ar fi prima chestiune. A doua chestiune, mai cu seamă că ai și morișca aia în mână. Pe mine mă trimis cu gândul la o fetiță care a îmbrăcat o păpușă. Nu cea mai creativă fetiță. E clar că ea, din punct de vedere stilistic, atât poate să ofere, nici măcar n-ar fi trebuit să analizezi foarte tare stylingul din seara asta, pentru că pur și simplu piesele pe care le-a ales mi se par dezastruoase. Pantofii nu-mi plac, Ioana. Aplicațiile pe mână nu-mi plac, rochia este foarte urâtă, aplicațiile pe trenă sunt inutile, coafiura nu-mi place, morișca nu-mi place. Ce facem mai departe? Plecăm acasă. Noi plecăm acasă. Măi, fetelor, de ce plecăm acasă? Nu depinde de noi, că nu depinde de mine sau de Raluca sau de Alex sau de Ilinca să plece o concurentă acasă. Depinde, în primul rând, de, nu știu, un regulament, voturile publicului. Poate te adoră publicul, which is very... ar fi foarte ok.
N-aș prea crede, dar... De ce? Dar ce are publicul cu tine? Orice concurent are fanii ei. Ioana. Și eu sunt fanul tău, că-mi place ce ai făcut în zona capului. Eu n-am cum să te îmbunătățesc mai mult în condiții în care Marie i-am dat 2. Vorbește cu cei de acasă, Ioana. Dragilor, aplic în continuare sfatul Ralucăi și pentru mine mi-aș dori ca voturile să se oprească. Mulțumesc! Pupipa! E o femeie extraordinar de mișto, Ioana, și extrem de respectuoasă, cu toate că am avut o mică dispută între noi la un moment dat și a zis niște lucruri care nu mi-au plăcut.